Salutare, dragi tovarăși, și bine ați venit la o bere. Parcă v-am făcut și un info-video acum câteva zile, dar sigur n-ați primit notificare. Oricum, dacă ați primit notificare, sunteți cei mai norocoși. Hai să vedem care sunt subiectele de astăzi. În primul rând vreau să fac un mic anunț. Am văzut că n-am mai făcut Q&A de vreo 3 sau 4 luni, așa că facem un ANQ, opusul. Chiar acum pune pauză la video. Lasă-mi răspunsurile de data asta în comentarii și o să spun întrebarea când o să fac episodul, probabil peste vreo alte 3 luni. Mai departe, astăzi este 20 septembrie. Știți ce se întâmplă pe 20 septembrie? Nu că e vineri și e sărbătoare că ai scăpat de la școală. Nu, este ziua în care e evenimentul ăla cu Storming Area 51. Văzusem că au început să meargă oamenii pe acolo, au făcut și o scenă pe undeva prin deșert pe acolo. Oricum, primul în Area 51 a fost Mr. Beast. De fapt, dacă undeți mai bine, nu Mr. Beast a fost primul. A fost chiar CJ, prin anii 90, deci nu mai e la modă de mult să te duci în Area 51. Alte noutăți. Codrin postează de o săptămână, în fiecare zi. A ajuns la 7-a zi consecutivă. Dacă urmează să pună și sâmbăta cu Satana, eu mă pocăiesc. Bun, și acum o știre legată de YouTube. Nimic nou, ca de obicei. Manele și curve în training. Ceva absolut obișnuit. Și ca de final, că clar nu fac 10 minute pentru monetizarea abla nouă, n-o să iau 15 pe 3000 de views pe care oricum n-o să le fac, băgăm și o mică reacție la niște mimuri pe care mi le-ați mai făcut. Că v-am spus, de acum încolo când îmi faceți mimuri și când sunt live și off camera așa, eu o să vi le bag în episodul ăsta. Hai să vedem ce mimuri mi-ați făcut. Oricum, mimurile astea sunt, aș putea spune, ediția Omegal și I'm the Great Cornholio. Mi-am luat și tricoul alb să semăn cu el. Hai să vedem mimurile. Primul mim, oricum o să-l pun așa se vadă. Eu cu un taliban, eu cu pistol, talibanul ăla cu cuțitul. Adică, așa pățesc mereu când intru pe OMTV. Ceva mai ciudat, eu care o văd pe una, tip, și lângă mine e Cornholio acolo, adică ceva absolut normal. Un alt meme super reușit, haterii vor spune că e Photoshop, eu făcând I am Cornholio. Bă, dar nici nu se vede că e editat în Paint. O chestie care din păcate se întâmplă așa, eu și YouTube-ul cam ce-mi face mie. Am de ales între să fiu înjunghiat sau să fiu ars. Voi ce ați prefera? Un meme destul de bun, apreciez că ați folosit și pozele mele de pe Instagram. Ăsta mi se pare cel mai smart meme. RTX off, RTX on, nu știu, ăsta mi se pare cel mai bun meme de până acum. După care, deși eu nu prea mă uit la filme și n-am văzut, evident, ăsta Avengers, mi se pare destul de mișto. A reușit să taie cumva din poză, să pare că am bărbia așa mai lungă cu mare. Căcatul ăsta mov, nici nu știu cum îl cheamă. Oricum, foarte mișto editat. Îmi place că m-a făcut mov exact aceeași nuanță cu mare ăla. După care, eu prin cel de-al doilea război mondial, abia ce am ieșit din tranșee, de-abia început să-mi crească părul lung pe atunci. Eram acolo alături de soldații mei ruși, ne pregăteam să invadăm Berlinul. După care eu când am fost în las fierbiți m-am găsit și cu Pomohaci, a vrut și el să mă salute și i-a rămas din reflex acolo. Ma, deci ăsta ar fi cel mai grav coșmar pentru mine. După care, cred că sunt ceva Terminator, habar n-am ce dracul ar trebui să fie asta. Bă, deci aveți cel mai ciudate meme-uri. Un mic spoiler pentru vreo 15 live-uri mai târziu când o să bat dragonul, probabil pe serverul lui Chrome, deși deja ați luat și Elytra și tot, eu degeaba mai joc acolo că v-ați făcut tot ce e posibil pe serverul ăla. Oricum, meme moment publicitar. Intrați acum pe serverul de Minecraft mk.district.h.ro și ne jucăm acolo pe fiecare live aproape. Îl avem aici pe Cornholio 666 și văd că postează așa: Cornholio pe OMTV, tovarășii lui tot Cornholio și Cornholio. O să vă dau eu zoom la editat să vedeți aici fiecare bucățică în parte. Super mișto. Dar văd că mai face colaborare și cu Pletosol de Vdu 666 că-l văd aici într-un colț. Oricum, eu vă zic atât. Abonați-vă la Cornholio 666 dacă nu vreți să vă abonați la mine. După care avem și Instagramul Cornholio 666. Bă, nu sunteți sănătoși la cap ce faceți voi aici. Ia, memes. Las Cornholio, nu știu dacă se vede. O să dau zoom să vedeți voi. Las Cornholio, ce mai avem pe aici? youtube.com/channel/cornholio. Eu pe acum am observat detaliile astea, mie că am dat zoom. Ce mai e pe aici?
Instagram așa, pozele evident acolo, avem și o broscuță Cornholio, ultima poză cu el nervos. Cornholio văd că și-a luat și mașină. Bă, nu, sunteți ce mai tare la capitolul bimburi. O altă poză în care îmi sare fața de vreo 4 ori din cap. Cred că asta e definiția în a-mi arăta adevărata mea față. Îmi dau la o parte toate fețele posibile până ajung la stratul de piele și e ruba roșață acolo, ruba sânge, ruba ketchup. Evident și un iez, că nu se putea fără puțin iez, deși e mor de mult mimul cu iez. E destul de bine reușit. Chiar îmi place, mai ales fontul cum a scris acolo, iez, e genial. Evident și chestia asta care e mai pixelată decât Minecraft-ul. Însă, bă, ce drept seamănă, părul lungare, să-ți am și eu, nu prea are burtă, din păcate, și răste cam același lucru. A, și eu nu port pantaloni atât de scurți. Încă un Cornholio aici care se uita cumva în sus, nu înțeleg ce dracului făcea acolo. Poza asta cred că trebuia făcută invers. Sus trebuia la coagheul și jos eu cu pistolul oricum. Oricum, e mișto bimul, chiar îmi place. Păcat că e foarte... Asta e mai pixelat ca Minecraft-ul. Asta e GTA Advance la capitolul grafică. Încă una pe care nu vă arăt pentru că s-ar putea să închid YouTube contul pentru că nu s-a aprobat chestiile cu naziști, n-ai voie să-i spui numele lui Adolf. Însă înțelegeți voi de dacă e ăla cu mâna întinsă acolo. Și un mim care n-are legătură cu mine, dar mi l-a arătat careva. Avem aici premiul de originalitate, cel mai original mim posibil, un Photoshop super tare de apusul pe Discord că-și Photoshop-a o colegă. Oricum, trebuia să facă un pic mai deschis la culoare, mai ales cum este energia electrică aia de acolo, cum ține chakrele alea. Foarte mișto, chiar îmi place. Nota 10 pentru nivelul ăsta de Photoshop, super ingenios. Da, și cam astea au fost și mimurile și cam... tot ce am avut de zis despre episodul ăsta. A, Boom Simulator încă nu s-a lansat. A apărut în Steam Call of Duty Modern Warfare. Cred că 4 ar cam fi ăsta. Însă nu e pe file și nici pe Pirate Bay încă, dar îl găsesc eu, nu-i problemă. Notificări încă nu se trimit, așa că te-aș invita să intri pe serverul de Discord, că am acolo un bot care dă menționare la toată lumea că am postat. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les. I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I am Cornholio. I need picada for my bunghole.